Realitatea e una singură, lucrurile s-au întâmplat, s-au scris, doar că... Din păcate, da. Doar că oamenii care te iubesc și care te privesc în momentul ăsta, chiar și cei care nu te iubesc, deși nu știu câți ori fi, se întreabă de ce a trebuit să te întorci. Da, într-adevăr, am apucat și o să văd puțin și am văzut că am primit, de fapt, numai mesaje de laudă din partea oamenilor. Țin să le mulțumesc pe această cale tuturor, tuturor care au avut încredere în mine și... De altfel, toți și care și-au pierdut din timpul lor pentru a se uita la noi, ceea ce facem. Cred că noi am câștigat timpul ăsta. Chiar l-am câștigat, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le știam, pe care le-am învățat. Am văzut ce înseamnă răbdarea, ce înseamnă compasiunea, ce înseamnă pasiunea, ce înseamnă foamea, ce înseamnă frigul, ce înseamnă oboseala. Exact. Este o competiție, nu știu, o experiență de viață foarte, foarte, foarte grea. Din punctul meu de vedere, nu vreau să vorbesc în numele celorlalți, dar din punctul meu de vedere este foarte greu. Practic, eu când am mers acolo, nu m-am gândit că va fi chiar atât de greu. Acum, sincer să vă zic, mă gândeam, hai că poate o să avem și noi un săpun, un... Toată lumea zice, da. Nu știu, ceva. Și când am văzut, ne-am trezit acolo pe acea insulă, exact ca, să zic așa, ca la o pușcărie, ca la Alcatraz, nu puteai face nimic. Doar în momentul când mergeai la joc și toate cele, și am văzut că nu avem absolut nimic, deja se instala panica aia și toate celelalte. Nu s-a văzut. Nu s-a văzut, dar fiecare din noi aveam feeling-ul ăla după vreo 2-3 săptămâni în care deja începusem să și slăbim, pentru că nu mâncam nimic, mâncam doar acel miraculos cocos despre care tot am vorbit noi toți. Sper să nu mai văd cocos în viața mea. Și... neavând hrană și văzând cum dormim și faptul că nu ne putem spăla, adică pentru mine igiena e ceva foarte important, și acolo ne spălam doar în mare și aveam pe noi tot timpul acea sare rămasă din apă, nisip în cap, toate cele, efectiv nu ne-am spălat până la unificarea noastră. No, când am văzut că avem toate astea, a început așa în interiorul nostru să se instaleze așa o panică și toți ne gândeam, ai, de cap, nu cred că mai bine aș vrea acasă, cred că, dar nu spunea niciunul. Până la urmă, de ce te-ai întors? Din păcate, pentru mine, a apărut o problemă medicală chiar la ultimul joc în care am fost eu. Din senin? Mi-a apărut o durere la musculatura spatelui, dar exact, din senin, adică din senin, în primul meci, să zic așa, în care am intrat, am simțit puțin, doar că mie de obicei nu-mi place să mă plâng. Acum pot să fac diferența fiind sportiv între o durere care e o durere, nu știu, de la 1 la 10, 7, 8 care e gravă, și pot să fac diferența între o durere care poate să apară oricând, așa, adică era o durere mică și nu am băgat de seamă, n-am spus nimănui. În schimb, la al doilea traseu a început să mă doare, a doua oară când am intrat a început să mă doare și mai tare și nu mai puteam respira. În viața mea de zi cu zi și în momentul în care mă pregăteam pentru anumite campionate, am mai avut această problemă la musculatura spatelui, dar asta am crezut că am și acolo. Nu mi-am dat seama că poate să fie și altceva. Și ulterior, când am făcut analize și toate cele, de fapt am văzut că era vorba și despre plămâni. Exact. Plămânul stâng și nu mai funcționa cum trebuie și din cauza asta nu mai puteam respira. Eu am crezut că probabil este o nevralgie intercostală sau ceva de genul, dar de fapt nu era vorba despre o problemă la plămâni. Am stat sub supraveghere medicală, într-adevăr. La un moment dat medicii și-au dat seama că nu mă mai pot întoarce înapoi în competiție. Nu neapărat să-i datorită faptului că nu mai puteam face față pe traseu. Bine, clar, nu mai eram 100% pentru că simțeam dinainte, dar eu nu mi-am dat seama. Adică eu am zis, efectiv, poate că sunt obosit, poate că... Toți sunt obosiți. Exact, nu avem hrană, ne gândim acasă tot timpul la toate cele de acasă și probabil toate astea duc la prestația mea pe traseu să nu mai fie exact cum era înainte, pentru că cam de vreo lună de zile eu simțeam că nu mai am aceeași prestație pe traseu, dar de fapt nu erau toate cele, pur și simplu era problema cu plămânul care mă trăgea în spate și nu mi-am dat seama. Te-ai întors, dar zborul presupun că nu s-a făcut tocmai bine, pentru că... Din păcate nu, pentru că acolo în Dominicană, cât am stat supraveghere medicală, s-au îmbunătățit toate cele, deci eram ok, nu mai tușeam așa tare, nici nu mai simțeam durere, dar în momentul în care am urcat în avion, probabil din cauza aerului condiționat... Și presiunea? Presiunea, exact, plus că
Eu nici n-am ajuns acasă la Cluj, acasă la mine, la Cluj. Eu am mers, familia mea era undeva la munte, da. Am mers acolo, umiditate pentru că n-a fost soare, umiditate, frig, iarăși am simțit și am început din nou să am aceeași durere și să tușesc destul de tare. Și probabil voi merge zile ce urmează, voi merge înapoi să fac chiar un consult, să vedem exact ce e, pentru că mă sperie un pic, nu mă simt ok. Nu mă simt exact cum ar trebui. Puneai undeva că dacă ar fi să te întorci, ai luat-o de unde ai lăsat-o? Eu tot timpul am spus la început și când vorbeam cu colegii mei, am spus, bă, asta este o experiență unică în viață și când spun unică, nu vrei să o mai faci a doua oară. Atât de grea este. Dar, dat fiind faptul că pentru mine s-a terminat exact cum nu-mi doream eu niciodată și am și spus de câteva ori că sper să nu mă accidentez, de asta mi-era cel mai frică, dar știți cum e, de ce ți-e frică, de aia nu scap. Acum, în condițiile date, cu siguranță, dacă aș mai avea ocazia, aș mai merge încă o dată în această competiție, pentru că simt că nu mi-am îndeplinit, adică simt, nu că simt, nu mi-am îndeplinit scopul pe care, cu care eu am plecat de acasă, cel de a ajunge în finală și practic de a câștiga acest show, dar cel mai mult îmi doream să ajung în finală. Tu ai vorbit deocamdată, iartă-mă că te întreb numai despre partea sportivă. Și totuși știm cu toții că această competiție e atât de complexă, pentru că e vorba despre partea sportivă pe de-o parte și despre partea psihică pe partea alta, unde trebuie să fii extrem de puternic și de echilibrat. După ce ai ieșit, eu și alți prieteni ne-am uitat pe rețele de socializare, unde apar tot felul de, opinii, ca să fiu obiectivă, care ți aparțin. Ce ai încercat să spui prin cuvintele pe care le-ai scris? Nu știu la care din ele vă referiți. Alea unde ziceai tu cumva că sunt anumite persoane care încearcă să câștige și da. Că sunt anumite scandaluri care pot fi gestionate altfel dacă n-ar fi fost. Din punctul meu de vedere, cred că toate scandalurile alea sunt fără rost. Și de ce spun asta? Pentru că îți consumă foarte multă energie și din păcate nu se rezolvă nimic. Adică da, vrei să-i spui ceva unei persoane, poți să-i spui într-un mod mai diplomat, adică să porți o discuție și dacă se rezolvă, e foarte bine, dacă nu se rezolvă, înseamnă că oricum acel om nu va înțelege nimic, dar ei făceau mai mult un scandal din toate astea, deci nu puteau să parte o discuție. Ai putea să ne spui cine anume sau preferi? Bine, acolo exact m-a referit la persoanele care dramatizează sau iau totul personal și pur și simplu... Elena e una dintre persoanele care ia totul prea personal, adică este o fată foarte bună, o sportivă foarte bună, un om puternic psihic. De asta am spus, din punctul meu de vedere, indiferent câte conflicte a avut sau caracterul pe care îl are, nu contează, pentru că ea a ajuns foarte departe și totuși este o femeie în condițiile alea extrem de grele, o femeie să meargă atât timp și să facă față psihic. Admirabil. La tot ce se întâmplă, da. Și din punctul meu de vedere, pentru toate astea, indiferent ce conflicte a avut sau indiferent de felul de a fi, merită să ajungă în finală categoric. Pentru că, cum am zis, mă uitam, eu eram băiat și vorbeam cu băieții și mă uitam la Elena și ziceam în gândul meu, psihic stă mai bine decât noi. Adică dacă trebuie să meargă în competiția asta până în decembrie, ea poate să o ducă până în decembrie. Noi nu mai putem, eram obosiți psihic. Și merită să ajungă până în finală. Dar, din păcate, cum văd eu, nu știu dacă este bine, eu pur și simplu îmi exprim opinia mea, cum văd eu din interiorul meu situația, ia lucrurile mici, de fapt cam tot ce se întâmplă, le ia prea personal și îl transformă într-o dramă. Plânge prea mult, se ceartă prea mult, când ar putea foarte bine, bun, are cineva ceva cu tine, ți-a spus, lasă-l în pace, pentru că oricum, oamenii de acasă și cine vede adevărul o să-l vadă, nu trebuie să plângi, doar că ea transformă tot într-o dramă, așa văd eu de pe margine și nu cred că o ajută asta. Să fie o trăsătură de caracter? Poate așa i-a turnat. Asta am vrut să zic, nu pot să mă exprim dacă ea în viața de zi cu zi așa sau nu, dar există posibilitatea, da, să fie și în viața de zi cu zi la fel, dar dacă așa e ea. Păi, asta depinde doar de, adică ține doar de, dacă vede că, bă, da, lumea care spune asta chiar are dreptate și te duci cu argumente plauzibile, da, uite, așa faci, așa faci, așa faci și din cauza asta și tu poți să vezi ca om, da, într-adevăr, au dreptate, dacă nu, cu siguranță nu se va schimba, la oricum nu putem ne schimba pe nimeni și cu atât mai mult la vârsta pe care o avem acum, ne mai putem schimba. Raluca, care, iartă-mi cacofonia, a fost de foarte scurt timp la noi, a fost acuzată de faptul că a făcut o alianță cu băieții. Treaba asta cu alianța, eu am auzit-o de când am intrat în competiție. Tot timpul am auzit alianțe, grupulețe da, și am spus de atâtea ori. În orice grup
un grup de mai mulți oameni, or să fie 3, 4, 2 care o să simtă atrași unul față de celălalt prin comportament, prin cum gândesc. Și automat, și este o chestie normală din punctul de vedere, nu este o chestie nimic greșit, automat se va forma un grup. E normal, pentru că dacă eu sunt atras de Zani sau da, de Culiță, sau, adică gândim la fel, era normal ca eu să stau toată ziua cu ei să povestesc mai multe cu ei. E normală chestia asta. Acolo se spunea că s-au format alianțe, da, au fost și alianțe, într-adevăr, au fost alianțe în care s-au purtat unul în spate pe celălalt ca să ajungă mai departe. În schimb, noi nu am avut nicio alianță, niciun grup, au fost pur și simplu niște oameni care s-au înțeles bine, care s-au mai și certat între ei și și-au spus toate cele când a fost nevoie și cu siguranță și în exterior, în afară, după show ăsta, noi o să rămânem la fel de buni prieteni. Cel puțin eu cu Zani nu se pune problema, cu Sebi, la fel cu Culiță, cu Cătălin Moroșanu. Eu m-am înțeles bine cu toată lumea, dar cu ei am... cum să zic așa, am fost mult mai atras de ea, am putut vorbi despre multe chestii cu ei. Și e normal să se întâmplă. De asta cu alianțe am auzit-o de când am fost în show tot tipul, alianță cu alianță. Da, din punctul meu de vedere, alianța este atunci când te cari unul în spate pe celălalt și sentimentele tale, de fapt, față de acea persoană nu sunt ceea ce arăți tu. Da, aia este o alianță. Cât de tare ai te abținut să nu plângi la ultimul tău discurs pe care l-am văzut cu toții, în care ai văzut ce reacții ai generat? Da, într-adevăr, m-am abținut foarte tare la un moment dat și am zis, Cosmine, nu plânge, mi-am zis mie singur. De multe ori îmi vine să plâng, adică și nu-i nimic rușinos. Plânsul, din punctul meu de vedere, e o chestie care te descarcă. Doar că felul meu de a fi mă face, nu vreau să plâng, niciodată nu vreau să plâng de față cu oamenii, cu toate că îmi vine de foarte multe ori, dar de plâns plâng. Plâng când sunt acasă singur cu mine, plâng când mă doare ceva, plâng când vreau să-mi... elimin durerea din interiorul meu. Eu plâng dacă văd pe cineva plângând, nu pot să nu empatizez. Da, și mie vine să plâng. Și am văzut că erau unii care plângeau rău. Da, ce da, s-o mai zăpăcim? Tocmai cu tricoul pe cap. Exact, da, Zani Dachi. Tocmai că îmi venea foarte tare să plâng și de multe ori am și domnului Dan, domnul Dan, stați puțin să trag aer, că nu mai pot, îmi venea să plâng, dar... așa și în viața de zi cu zi. Încerc să nu-mi arăt toate sentimentele astea pentru că așa sunt eu. Dar după ce am plecat de acolo, în cameră am plâns singur de ciudă. Chiar îmi era ciudă pentru faptul că s-a terminat emisiunea pentru mine în felul ăsta. Dar unde te vom putea vedea de acum încolo? Unde te întorci? Ce o să continui să faci? Care-i planul? O să mă întorc la Cluj, la mine acasă. Deci acolo e casa mea pentru că acolo locuiesc din 2010, cu toate că sunt născut în Râmnicu Vâlcea. Acum am fost la Râmnicu Vâlcea pentru că așa a fost să fie, dar astăzi mă voi întoarce în Cluj. Abia aștept să merg la sala unde îmi desfășură activitatea în viața de zi cu zi. De fapt, acolo este un campus, să zic, de toate avem. Sală, restaurant, tot ce se poate. Îi iubesc pe oamenii de acolo foarte, foarte mult. Tot timpul am știut asta, însă... acum ți-ai dat seama. Da, nu mi-am dat seama, mi-am confirmat că de fapt așa este ceea ce simțeam eu. Mi-a fost foarte, foarte dor de ei, începând de la echipă, de la doamnele de la restaurant, de la recepție. Absolut de un cheesecake, de niște vita. Da, cheesecake-ul și vita cu siguranță. Cu vita o să mă aștepte iubita mea. Știe și, exact. Și cheesecake nu? Nu știu, sper să-mi fac o surpriză. Nu i-am zis că m-a întrebat, am uitat să-i spun, dar... Da, acum se uită. Se uită, da. Un cheesecake ar pica la marele fix. Abia aștept să mă întorc la locul meu de muncă, unde desfășuram eu activitatea înainte. Abia aștept să mă întorc la clubul de karate, la fel unde îmi desfășor activitatea, unde antrenez copiii, unde mă antrenez pe mine. Iertați-mă că intervin și de două ori ți-a scăpat în sor. În loc de... Da, îți venea în sor, în sor, în sor. În sor... Posibil, nu știu încă. Nu? Nu am ajuns la Cluj. Dar în dominical cu locul te, în dominical te-ai gândit. În dominical m-am gândit. În dominical m-am gândit la absolut tot ce se putea. Aveam timp uneori să mă gândesc. Și cum e nunta, și cum vin invitații. Exact, da, și cum ar fi să am copil și cât de mult aștept să am copil și toate cele. Da, am avut timp să mă gândesc. Dar o să vedem. De cine ți-a fost cel mai dor? Cel mai dor mi-a fost de iubita mea, Clara. Adică, cu toate că noi eram împreună doar de două luni înainte să plec la Survivor. Și deci nu era o relație lungă, însă după două săptămâni am început să mă gândesc tot mai des, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Și mi-am dat seama că, de fapt, e o persoană cu care corelez, cu care avem aceeași... Adică e o persoană pe care eu mi-o doresc, probabil așa ca mine, chiar dacă a trecut atât de puțin timp. Însă, gândindu-mă la ea, e clar că...
nu mă puteam gândi la nimic ce a fost rău. Bine, n-a fost niciodată rău în cele două luni între noi. Mă gândeam doar la lucrurile frumoase pe care noi le-am făcut împreună și în afară de asta am și doream foarte mult să ajung mai repede acasă să fac iarăși toate cele împreună cu ea. Dar nu știu. Ai vorbit cu ea de când ai ieșit? Am vorbit, da, categoric. A fost prima persoană cu care am vorbit când am ieșit. Era supărată că nu ajung la Cluj și că trebuie să rămân, să merg. Și că ea pregătise vita. Ea pregătise vita. Din păcate, plecarea mea a fost destul de rapidă, în sensul în care n-am apucat să o anunț, vezi că plec. Am anunțat-o foarte târziu când eram în aeroport. Am anunțat-o, vezi că vin acasă, distanță mare de la Cluj și nu am apucat să vină la Râmnicu Vâlcea. Dar ajung. Ajung acasă și... Mulți dintre concurenții care au ieșit spun așa: băi, când mă uit, mi se pare că văd o parte din mine care a rămas acolo. Tu, care ai fost atâta timp dominican, cu ce ochi te vei uita acum? Eu am mai spus asta, într-adevăr, o parte din mine chiar a rămas acolo. A rămas partea aia de... care nu vrea să accepte, partea aia de luptător, partea aia de campion, partea aia care vrea să ducă totul până la final și să facă ceea ce și-a propus. Și m-am întors acasă cu partea aia, să zic, nu știu cum, bine, asta e ca o glumă, de loser. Este ca o glumă, partea aia în care, da, sunt resemnat, trebuie să accept că așa a fost, trebuie să sunt conștient că nu se putea altfel, pentru că nu m-aș fi făcut bine în... Sigur. Foarte, adică, cu siguranță, din ce am înțeles de la medici, poate să dureze undeva și la două luni să te faci bine. Dacă ar fi durat concursul, da, atâta, da, probabil te-ai fi întors. Atunci, da, dacă ar fi durat concursul, da, atunci cu siguranță, dar nu o să mai dureze probabil atât și eram resemnat și am acceptat că da, trebuie să merg acasă, pentru că e normal, așa se întâmplă. Hai să vedem câțiva dintre cei care ți-au fost alături și o scurtă caracterizare a lor. Scurt, Cătălin Moroșanu. Tătuțul meu. Omul pe care, să zic, aveam cel mai mare respect pentru el. Culiță. Culiță este... mă potrivesc foarte mult ca și caracter cu el, ca și gândire. E omul la care știe să le facă pe toate. Zice, omul cel mai bun om la casa omului. Repar... Îndemânos. Exact, și Culiță mănâncă și orice. Adică Culiță, dacă găsea un fruct și spunea: Culiță, vezi că ăla e otrăvitor? Îl băga în gură și zicea: da, bă, ai dreptate. După ce îi spuneam că e otrăvitor. De Culiță, tot respect pentru el. Elena. Elena, un om educat. Am înțeles. Jador. Jador, hiperactivul. Deci Jador, cu el am mai avut anumite tensiuni între noi, eu cu el, așa, dar nu foarte, foarte mare, de vreo două ori. Când îi spuneam: hai mă, Jador, mă, că uite, ne bată ăștia cu 10-2, stai și tu cu minte, el îi terfelea pe acolo, pe toți pe jos. Dar Jador nu face nimic cu răutate, el face pentru că așa este el și trebuie să-l accepți, e hiperactiv, nu știu, zic, stai mă jos, gata mă, Cosmine, gata, sunt prost, gata, mă pun jos. Și după 10 secunde, nu, eu trebuie să fac ceva, se ridică repede și... Hau, repede! Țipul, Cosmine, e șeful meu! Și din astea. Dar Jador are un suflet, deci un om cu suflet bun și un om care nu ține niciodată ură, deci... Dintre toți de acolo am văzut, nu poartă deloc pică pe nimeni. Dacă astăzi s-a certat cu mine și am avut conflict, mâine a venit și a zis: bă, Cosmine, iartă-mă, am greșit, sunt prost. Deci un băiat foarte bun. Multă lume zice așa despre el. Mergem mai departe către Zani. Dacă n-am fratele meu, atâta pot să spun. Îl iubesc exact ca pe fratele meu. Deja mi-e foarte, foarte dor de el. Cum stăteam și petreceam 24 din 24 cu el, petreceam timp, m-am obișnuit foarte tare să vorbesc cu el și fratele meu. Crezi că l-ai mai temperat, așa, l-ai mai moderat? Da, cu siguranță, și nu doar eu spun asta, și el mi-a spus chestia asta, pentru că noi vorbeam tot timpul, în momentul când Zani făcea ceva sau eu făceam ceva greșit, vorbeam doar noi doi și vorbeam între noi și spuneam: bă, Zani, eu uite, cred că tu ai spus foarte bine ce ai spus, dar puteai să spui într-un mod mai diplomat în care să îl faci pe omul ăla să înțeleagă și să nu pară că tu l-ai jignit pe el. Și zicea: da, mă, Cosmine, ai dreptate, așa e. Și la fel, și el când venea să-mi spună mie: Cosmine, eu cred că acolo ai greșit, la fel îi spuneam, da, și tot timpul. Deci n-am avut niciodată să zic măcar o chestie în care noi să ne contrazicem sau nu, totul a fost de asta și îl susțin. De fapt, nu e vorba că vreau, e vorba un sentiment, pur și simplu vine ceva din interiorul meu, pentru că am văzut multe, acum când am ieșit pe internet, că aș fi câinele lui, că aș fi, nu știu, că mă conduce sau toate cele. Nu este vorba despre absolut nimic din ceea ce spun acele persoane, pur și simplu este o chestie pe care eu simt, sunt destul de matur să-mi asum dacă Zani mă conduce pe mine sau nu, sau dacă fac greșeala asta, dar nu mă conduce, eu fac exact ce simt eu și pur și simplu... suntem unul mintea celuilalt și tot timpul am fost. Exact asta ai spus și când v-ați despărțit. Sebi.
Sebi, Vigelia, cel mai nervos dintre toți. Cel mai nervos. El când se enervează, spune direct tot ce simte. Dar în schimb, e un om cu suflet mare, își dă și haina de pe el pentru tine. Dar, cum zic, e foarte, foarte, foarte nervos. El știe asta, dar așa e el. Și e foarte bine, bun. Dacă tu știi că ești într-un fel, du-o până la capăt, pentru că așa e cel mai bine. Cum crezi tu că e cel mai bine? Și așa. Ștefan. Ștefan? Ștefan mi se pare un om sincer, să zic așa. Chiar dacă e foarte nervos, el când... neapărat sincer, de fapt direct. Indiferent că ești prietenul lui, îți spune... În față niciodată nu încearcă să te protejezi sau ceva față de, poate și dușmanii tăi, dacă ai lângă tine și tu ai greșit, te îl spune în față de față cu dușmanii, în felul lui, bineînțeles, în care urlă vulcanic. La tine. Vulcanic. În care urlă la tine, dar e foarte direct și de foarte, foarte multe ori face lucrurile corect. Corect. Chiar dacă, într-adevăr, este foarte vulcanic, am zis și eu la un moment dat, așa, în spirit de glumă, i-am zis, Ștefane, avem două macete în chem, mi-e frică să dorm cu tine noaptea. Bine, dar era într-un spirit, el a înțeles. Evident. Și Raluca. Raluca, prietena noastră cea mai bună. Deci poate să fie, indiferent că ești băiat sau fată, poate să fie un prieten foarte, foarte bun cu care poți vorbi despre orice. Deci așa pot să zic, un prieten foarte bun. Noi o să-ți mulțumim mult de tot pentru tot ce ai făcut pentru noi. Și în concurs și, eu mulțumesc, și după. Vă mulțumesc. Cine a avut ochi de văzut și urechi de auzit și a fost atent la tine, a avut, după părerea mea, multe de învățat. O să fii și înjurat. Pe mine m-au înjurat oamenii, deși n-am mai văzut. N-am niciun fel de legătură cu nimic. M-au înjurat că de ce nu țin cu Zani, de ce țin cu Zani, de ce îl favorizez pe ăla, pe ăla. N-am înțeles de ce, dar mă rog. Fiecare gândește atât cât poate el. Da, și... am văzut și multe negative, foarte multe lucruri pozitive spuse despre mine. Eu le mulțumesc tuturor și celor care au spus lucruri negative, pentru că, cum am zis, și-au pierdut din timpul lor să se uite la noi. Așa este, normal, noi putem împăca pe toți. Nu pot să fiu eu cum vrea toată lumea. Eu sunt așa cum sunt eu și cine mă place așa o să mă placă în continuare, probabil. Pe mine mă interesează să se jucă la nuntă. Unde o să avem... Probabil vom juca și la nuntă odată. Vite și cheesecake. Te pupăm. Cu siguranță. Drum bun. Mulțumesc. Nu te duce cu avion. Mulțumesc mult de tot.